A, M, N. Egal cu aria lui ABCD. ABCD. Minus aria lui ADM. ADM. Minus aria ANB. ANB. Minus aria lui MCN. Minus aria lui MCN. MCN. Aria lui AMN. Și egal cu el pătrat, nu? La el pătrat. Aria pătrată e minus zelul, da. Aria lui ADM, care e L or L pe 3, totul pe 2. A, D? ADM. L or L pe 3 pe 2. ADM. E L or L, L pe 3. L or L pe 3 și pe 2, ori 1 pe 2 ar fi. Da. Și minus? Minus ANB, care e L or L pe 2, totul pe 2. L or L pe 2. Pe 2, ori 1 pe 2. Da. Da. Minus MCN. MCN, 2L pe 3 ori L pe 2 pe 2. Ori L pe 2 ori 1 pe 2. Da? Și egal cu L pătrat. Și egal cu L pătrat minus. Minus pe lângă. Asta e minus în față, minus pe lângă. L la a doua pe 6. L la a doua pe 6. Minus L la a doua pe 4. Da. Minus. Minus 2 L la a doua pe... Nu, nu. Minus L la a doua pe 6. L la a doua pe 6. Simplificat acolo, da? 6. Da, simplifică L la a doua cu L la a doua. Deci plus L la a doua pe 6. Mirna, plus, plus că am scos minus în față. Ah, da. Simplific... Da? Ah, nu se mai prins simplific. Și egal cu L la a doua minus... 2L la a doua, nu, numitorul comun e 12, vrei să-l aduni pe ăsta și faci L la a doua pe 3, da? Deci L la a doua pe 3, minus L la a doua, plus, plus, da, plus L la a doua pe 4. Am zis că sunt primul cu 4 și o doua la 3. Da. Să avem că L la a doua minus 4 L la a doua, 7 L la a doua. Plus 3 L la a doua. Pe 12. El, domnul profesor. El. Nu, ați obosit, domnul profesor. Da. Păi nu, gata, te-ai final, ați obosit. 4 da. La 2, cu 3 la 2, 7 la 2. Chiar am obosit, se vede? Da, da, se vede. Și după cum vorbiți. El la 2, minus 7. Deci el la 2, minus 7, el la 2, pe 12. Amplificăm el la 2 cu 12. Da. Și să avem 12, 7, 5. 5 la 2. La 2, pe 12. Eu am obosit la unul, dar de știu sigur că e praf. Dar mai stă, stă pe scaunul și mai stă și mai doamne. Dar nu mai face, mamă, nu mai vrea nimeni, da. Tu nu vezi? Deci, obținem că aria este 5L pătrat pe 12. Da. Hai să mulțumim Dumnezeu că exact. Am făcut față. Exact, am Miruna asta până dimineață. Da, Miruna până la aia. Da, s-a încălzit Miruna și nu ai poate să iasă din priză, da? Da, ea e de la 5 priză. Așa. Asta. Bun. Facem sinteză, ceva de-o profesor? Sigur că da. 2 ore și 18. Da. Atâta, 2 ore și 18 ați făcut. Nu, să descărcăm. 9 și ceva, dar e zicem, zicem așa. 9.35. Probleme cu arii, da? Arii. Și aici am avut, am vorbit de pătrat. Dreptunghi, triunghi, trapez și patru lateri. Am folosit teorema catezei. Toate, a înălțimii. Teorema înălțimii. A bisectoarei, domnule. Teorema bisectoarei. A lui Heron ați folosit, da? Nu, 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 n-a folosit Heron. Teorema bisectoarei. Teorema Pitagora.
și etc. Nu? Și asta cu funcțiile trigonometrice. Așa, da. Funcții trigonometrice. Cam atât. Cam atât. La revedere. La revedere, dragilor.